Hai să vorbim puțin. Virgil Musta, medic la Victor Babeș și Timișoara. Mulțumesc, domnule Musta, pentru prezență. Am văzut că v-ați și vaccinat. Da, bună ziua. Da, m-am vaccinat. Și sigur, în această perioadă, să știți că eu sunt un susținător al vaccinării, dar în această perioadă e bine să mă întreb ceva, efecte secundare, că întreabă lumea. Eu n-am avut și marea majoritate la celor care s-au vaccinat în spitalul Victor Babeș din Timișoara n-au avut nici cel mai mic efect. Au fost câteva persoane care au acuzat durere la nivelul locului de injecție. Ceea ce este cumva specific și atunci când faci un vaccin antigripal, preț de o zi, te doare puțin umărul, cred că asta nu ne-a împiedicat pe noi în viață să mergem mai departe. Să le explicăm puțin, domnule Vusta, și vă folosesc cumva ca agent de comunicare, de ce trebuie să ajungă în primă fază în zona spitalelor? Pentru că s-ar putea ca unii să zică, aha, acum o să vedem medicii, familiile și toți băieții aia deștepți din sănătate. Da, eu cred că din mai multe motive. Noi trebuie să reprezentăm un exemplu și lumea astfel să aibă încredere în vaccin. Pentru că sunt convins că gândirea noastră este că dacă ei nu se vaccinează, dar recomandă altora, înseamnă că ceva nu este în regulă. Noi am vrut să dovedim că avem încredere de plină în acest vaccin și în studiile efectuate până acum. Și ce ați spus și dumneavoastră, este foarte important ca noi, primii apărători în această luptă, să fim protejați. Pentru că după aceea nu mai are cine să lupte dacă noi suntem scoși din vaccine. Eu aștept acest vaccin de mult timp, pentru că știți că chiar toată protecția pe care o prestăm, există riscul să ne contaminăm. Și nu știm dacă vom evolua în forme ușoare, medii sau severe. Au fost cazuri de doctori care au evoluat sever, au fost cazuri care au fost în terapie intensivă și, din păcate, am avut și decese în rândul personalului medical care s-a îmbolnăvit. Și atunci, nimeni nu poate garanta, domnule Musta, din păcate, că dacă ai, nu știu, 30-40 de ani, deci fără să fi fost într-o zonă în care mai apar și alte afecțiuni, nimeni nu poate garanta că forma pe care o vei face va fi una slabă sau moderată. Există orice posibilitate. Nu știi cum reacționează sistemul tău imunitar. Ce vă întreabă oamenii, domnule Musta, că acum după ce ați apărut la televizor vaccinându-vă și, sincer să fiu, eu vă felicit, aș fi vrut să văd mai mulți medici cunoscuți făcând lucrul ăsta, pentru că eu cred că e o chestiune de încredere. Avem nevoie să vedem imagine ca să ne obișnuim cu ideea și să ne să-i convingem și pe cei care poate se întreabă dacă vă simțiți bine acum că aveți și chipul ăla băgat, nu? Că așa am înțeles că e retorica. Da. Și știți că într-adevăr destul de multă lume, cunoștințe, m-au întrebat dacă sunt bine. M-au sunat la o zi, chiar la două zile de la vaccinare, să mă întrebe, ești bine? Da. Dar ce efecte ai avut? Am explicat, eu chiar n-am avut niciun efect. Eu m-am vaccinat cu o lună jumătate înainte și pentru virusul gripal și tot așa a fost. Nu cred că această vaccinare este deosebită față de celelalte. Are ceva în schimb campania de vaccinare deosebită. Este foarte bine organizată și foarte bine prosigurată. Noi n-am avut campanii de vaccinare, vedeți, permanent ne vaccinăm. Dacă vrem să mergem într-o țară străină, avem obligația de a face anumite vaccini. Acelea le facem pentru că altfel putem petrece vacanță sau să mergem în scopul în care dorim în țara respectivă. Această vaccinare a fost însă atât de bine procedurată încât fiecare gest era gândit dinainte și se știa dinainte cum se va desfășura. Ceea ce eu cred că este un exercițiu fantastic pentru România. Noi nu suntem foarte obișnuiți cu aceste proceduri și cu atâta rigurozitate și mă bucur că s-a desfășurat în acest fel. Bogdan Pavel are două curiozități, te rog, Bogdan. Bună ziua! Vrem, nu vrem, da. Și peste noi va veni valul 3 al acestei pandemii. Avem acest vaccin, dar noua tulpină este deja găsită peste tot în Europa. Cum credeți că ne va mai afecta în această situație? Dacă reușim să vaccinăm rapid un număr mare de pacienți, vom scăpa. Și vom scăpa învingător. Pentru că, de fapt, această vaccinare este singura metodă eficientă de a lupta împotriva acestui virus. Și în momentul când avem această armă, ar fi păcat să nu putem de ea. Vedeți, ar avea mai multe efecte pozitive vaccinarea. Pe lângă efectul asupra sănătății noastre de a ne proteja, efectul asupra celor care nu se pot proteja, din păcate, că au afecțiuni care contraindică vaccinarea
Și să știți că prin vaccinarea noastră trecem și pe acestea. Eu cred că trebuie să fim solidari. Și mai este important un lucru. Se scade presiunea pe sistemul de sănătate, care acum este o presiune enormă. Și din acest motiv există riscul ca, la un moment dat, într-un nou val epidemic sau pandemic, să nu mai facem față. Noi cu greu am reușit să depășim momentele dificile, iar dacă ne vaccinăm, vom scădea această presiune, ceea ce va fi, cred că, bine pentru toată lumea și pentru cei care se vor mai îmbolnăvi, dar vor avea alte șanse de supraviețuire. Dar vedeți, domnule doctor, este această problemă a lipsei de comunicare. Pentru că la dumneavoastră, la Victor Babeș, la Timișoara, 85 parcă erau ieri, poate astăzi sunt 90 dintre cei care au acceptat vaccinul. Mă refer la cei dintre cadrele medicale. Pe când la Suceava sunt doar 25%. Ce facem? Este o diferență, e o discrepanță enormă. Eu cred că, într-adevăr, oamenii trebuie convinși. Nu trebuie forța. Fiecare are dreptul să aleagă să se vaccineze sau nu. Noi am recomandat și celor care au fost bolnavi să se vaccineze, pentru că eu știu că la Suceava o mare parte din personal a fost bolnav și a trecut de boală și probabil s-au niște anticorpi. Dar nu se știe cât din acești anticorpi sunt și protectori. Iar într-un contact viitor cu o persoană cu cantitate de virus mare, există riscul să se îmbolnăvești din nou și atunci aproape sigur îi face o formă severă de boală. Și atunci noi am căutat să spunem acest lucru persoanelor care n-ar fi vrut să se vaccineze pentru că aveau deja anticorpi și au acceptat să se vaccineze tocmai pentru a se proteja în continuare. Dacă comunicăm și dacă dăm datele științifice, eu cred că vom putea convinge oamenii. Sunt încă foarte mulți care stau în expectativă să vadă ce se întâmplă cu noi. Și eu sunt spus ca săptămânal să le spun care este starea mea de sănătate, dacă a intervenit ceva sau nu, tocmai pentru a da încredere celor care încă ezită. Și încă o întrebare și cu asta închei. Am văzut o declarație a profesorului Fauci în care spunea în ianuarie urmează ceea ce e mai rău. La ce credeți că s-a referit? La acest al treilea val pandemic în care dacă se va ivi, toate sistemele de sănătate din lume sunt deja copleșite. Ați văzut și la americani, Europa de vest, care au capacitate hotelieră a spitalelor mult mai mare și au capacitate, un sistem de sănătate mult mai bine pus la punct și mai dezvoltat. Sunt depășit. În nu sensul, domnule Mustacă, că dacă nu suntem acum atenți, e foarte probabil să auzim răspunsul în ianuarie sau la început de februarie, alegem nu mai avem unde să internăm. Da, și alegem cineva trei. Da, da, și dacă ai un tânăr și un om mai în vârstă, ambii în viață, ce face medicul respectiv? Alege cum? Că dacă cel mai tânăr. Noi, cel mai tânăr. Din păcate, există diferite sisteme de opțiune. Noi, în țara noastră, nu avem dreptul să alegem. Primul venit este primul servit. În momentul când nu mai există loc, pentru cel nou, nu putem să scoatem pe o persoană de terapie intensivă, de pe aparat, ca să introducem altia care are șansă mai mare de supraviețuire. Sunt țări în care, într-adevăr, există astfel de prioritizări și eu să spun clar de la început. Ai o anumită vârstă, ai o anumită patologie, riscul tău sau șansa ta este mai mică decât a celuilalt care așteaptă și el loc în terapie intensivă și atunci se dă locul celui cu șanse mai mari. Legea nouă nu ne permite acest lucru. Mulțumesc, Virgil Musta, medic infecționist la Victor Babeș Timișoara, unul dintre oamenii pe care i-ați tot ascultat încă de la începutul pandemiei și care cred că a dat dovadă nu doar de decență în comunicare, dar de un anumit tip de onestitate, care e foarte rară. Să vorbești cu atâta lejeritate despre chestiuni care sperie în general.